Salut, fratele Sorin, uite că ți-am adus parfum. Parfum de ăla scump. Sper că nu ai băgat motorină în ea. Nu știu, miroase. Sigur. Aia fi. Numai turba mă cu ăsta. Aia am dat zic, nu? Ce-i sigur, e sigur. Flaconul, nu știu, 5, 10, 10, 10. Ale, ia-le ce cameră. Stai că-l pun în lac. Stai că ai? Da. Am mai ajutat și pe fratele să vin. Știi că poate să doarmă liniștit. Bă, e, mamă. Pe al următor scoatem cuiul care e pe traseu. Nu vreau să rămână și fără el. What is up, riders? Bine v-am găsit la un nou ATV vlog. ATV-ul în momentul de față are 7937 de kilometri și vreo 300 și ceva de ore. Mă declar mulțumit, deci am peste un an de zile cu el, merg zi de zi, nu cred că a fost zi să nu mă duc cu el, mai ales lucrând și în agricultură cu el. De jos, de pe drum, știi? Ce zici? Pe aici am rămas noi atunci. Când atunci? Pe zăpadă. A, mai încolo.
de-aia noi am dat acolo să nu rupă aderența. Cred poate găsim ceva ciuperci. Ce zici, avem noroc la ceva ciuperci? Aici unde e umblat, posibil că n-avem șanse, dar unde nu a fost umblat, posibil. Eu le mai cunosc cu David. Ciuperci din așa, da, da. Nu mă declar expert în ciuperci. Și tătătătii numai piatră, vezi? Nu este pe aici nimic. Nimic, nimic. Nu mai are rost să urci, că n-are sens. Am găsit! Asta nu mi-ajunge nici pe măsă. Ia că Sorin o găsit. Dar tu pe unde ai fost? Asta-i bune, Alex. Ai hribă. Nu sunt răvitoare. Nu, ale bune. Dar le cunoști? De unde le cunoști? Alex. Mersi. Să vezi că sunt din ele am. Ne-am pus pe drum. Ia una micuță în devenire. Sorin, una mică în devenire. Pune-mă aici. Ce? Ce? Dar e de la ploaie. Mergem. Nu m-am urcat aici un pic. La noi, în halul meu, plouă cu găleata. Aici, la Turți, încă e situația bună. Mai în sus nu am văzut nimic. Ce nu mă dea? Acolo plouă deja.
partea de ATV. Nu am mai fost activ nici pe acolo, pentru că na, la niște nu prea mai avut așa de mult timp. Încet, încet o să mă repun pe treabă. Nu uitați să dați un subscribe, un share, un like, să vadă și prietenii. Cine știe, poate cândva vom ieși și noi împreună, facem un traseu, toată comunitatea Cătmăreană sau toată lumea la Balamuc, cum s-ar zice. Știu că o să ziceți că sunt low și că așa, dar încă n-am schimbat cureaua, așa că nu vreau să o scoate capul meu. Prefer să merg la sigur decât la risc. De așa pe margine, poate zărești ceva. Pe așa se uită și Sorin apoi. Poate, poate. A, deja cam începe să ia și cozeașul. Da, bine, ar fi spălat. Dacă n-am reușit la spălat. Adevărat. Teoretic, dacă nu-i umblat, ar trebui să fie. Zic, teoretic, dacă nu-i umblat, ar trebui să fie. Oi, oi. Uai, ai ca lume. Ioada mare. Aia e bună, ăla e burete. Aia da, nu l-am zis pe acolo. Uite-o pe asta, căutătoarea de aur. Te văd. Aia e bună, numai că e rece. Ceva a mâncat din ea. Nu a văzut pe nimeni. Iai! Și o pârlă din aia, mâncați așa. Ai văzut?
ce e asta, Bazman? Ce e asta? Șopârlă, mă! A fost la exotic, mă! N-am văzut la... N-am văzut la grădina zoologică și vedem așa ceva aici. Hai că se bagă în copac, hai să o vezi. Au, și-am văzut să arunc. Ca balaurul. Nu, nu-i băgată. E și o pâră din aia colorată. Dar ce galben cu negru e. Galben nu se băga. Nici la zoo nu văd așa ceva. Nu care vezi nici la zoo, dar e mare, mă. Mamă câtă îi. Hei, vezi să nu te mănânce. Ieși să te vadă, Alessia, hai. Stai liniștită. O vezi? Ce dracu' e asta? Hai să vezi. Și o pârcă. Asta mușcă, mă. Mușcă, da. Ca șarpele. Imediat vezi că... Lume e. Dar ce moca are. Hai ce mare. Stai acolo, dracu', și te filmezi. Da, Dudu, am găsit și cine este o mânca din supercă. No, bine. Da. Pe aici e unde e verdeața asta, poate că mai găsim ceva. Cum a fost și aia acolo ascunsă. Urmea să nu mă pierd pe aici, aici e și în spatele meu. Aici cred că s-a tăiurul de jos, da. N-am mai văzut nimic. 4, 3, 6. Și noi tot cu mâna acolo. De-aia ce-au avut norocul să găsească ceva. Dar noi deocamdată mâinile în buzunar. Ce am văzut? Ia, du-te acolo, David. Ia, acolo ia-s două. Du-te, du-te, du-te.
Da, uite-te în față. Trag și o frână de mână. Hai, David, că ne udăm, tată. Că, dar ce fain, plouă liniștit aici, așa, mocănești, cum s-ar zice. Eu, că-i împucat, așa că e un. Ha? Mi se udă. Doamne, că cum a fugit. Da, în spatele nostru deja iese soarele. Da. Hai, hai. Ale, ridică-ți hangguardul. Mamă. Băi, Gianni, uai, dar ce plouă aici. Fereastra lui Dumnezeu. Aici ne băgăm, tati. Funcționește. Ah, ceva? Găsit ai ceva? Sorin, tot are noroc. Aia e hribă sau ce-i? Mă, dar ce noroc aveți voi, mâncavaș. Ce noroc aveți voi că sunteți primii, le vedeți. Ia, da, faină e riba aia, mâncați-o. Ia-o, dică aici la mine și noi, iau. Da, da. Le face, mami. Știi să le facă? Da, sigur. Ne-am pornit la drum, din păcate am sunat pe cineva și ne cunoaște. Alea nu erau bune. No, ce ai făcut, Ale? Pe asta ne-am văzut-o. Ce fain e încolo, e. Uite pe față. Stai liniștit. Da, răsuna. Nu, stai liniștit. Mai ajung de prăștia cu noi. Uai, dar ce fain să vede, frate. Oi, oi. No, mă fi buba când coborâm pe acolo. Că scoborârile alea masive. Zici? Bine.
capul. Oare chiar vrea să coborâm pe aici? Mie migrează mai mult de ale. Poate să coboare în frână. Cobor eu? Merg tu cu el. Aici sunt coborârile alea perverse. Să ne ținem că gelatina, auzi la mine, e mâzga asta. Și mâzga asta poartă de fain n-ai. Eu mă descurc, zic eu. N-am treabă. Ia asta. Nu luăm frâna. Numai ușor! Hai că acum vine. Păi mamă, soarele. Joc. Eu știu că îl pot stăpâni și nu mă panichez. Dacă eram cu 4.50, nu vă garantam că coboram pe aici. Deși am urcat, dar am urcat foarte greu eu. Cât timp e în frână de motor? Acum o să urmeze să schimb cureaua. Să vorbesc cu băieții de la ATV Motorshop să vedem ce preț ne pot da la o curea. Țin să le mulțumesc celor de la Old Moto Deva și celor de la T-Moto Satu Mare că ne-au ajutat să terminăm CF-ul 520-ul și că acesta a fost și ATV vlogul de azi. Nu uitați de like, share și subscribe și până pe data viitoare toate cele bune. Hai, v-am jucat.